și că recunosc că am făcut toate aceste greșeli ideologice în film. Și mi-a băgat-o sub nas ca să o semnez. Noi discutam deja de vreo 4 ceasuri. Eu cam începusem să obosesc. Și domnul Munteanu era în fața mea și iar numai eu trebuia să o semnez. Și i-am împins hârtia ca să o vadă. Și atunci domnul Munteanu a avut o replică care m-a salvat. Nu pot să uit. Cu 30 de ani. A zis, uite ce e. Nu sunt de acord cu această hârtie. Deși nu-l privea. A zis, uite ce facem. Reluăm discuția de la început. Aduceți o stenografă. Se stenografiază fiecare cuvânt, nu numai aceste 10 rânduri, și după aia mai discutăm. Semnăm, vedem ce facem. E, la chestia asta, Dulea i-au cedat lui nervi și ne-a dat afară. A zis, ieșiți afară, ieșiți afară. Și ne-a dat afară și am scăpat cu viața. E, am în minte o imagine simbolică. Domnul Munteanu, după cum cei care îl cunoașteți știți, merge mai încet și șchiopătează. Și noi mergeam cu troleibuzul la aceste discuții, era noiembrie, decembrie, ianuarie, discuțiile au durat cam vreun an de zile, după care m-au lăsat în pace, că am înțeles că nu vreau să cedez și așa. Și între Casa Scânteii și statuia lui Lenin sunt vreo 400 de metri. Deci noi mergeam unul lângă altul și mergeam către judecată. Către judecare, către cine știe ce se putea întâmpla în fiecare zi. La cea mai mică greșeală se putea întâmpla ceva. Și mergeam încet, pentru că domnul Munteanu merge încet. Mergeam încet, umăr la umăr. Terminaseți filmul? De mult. Ah. Și în jurul nostru erau vreo 20 de câini care ne lătrau și care vroiau să ne atace. Adică asta era imaginea noastră simbolică mergând către Casa Scânteii, printre haita de câini, între statuia lui Lenin și Casa Scânteii, noi mergeam unul lângă altul și ne gândeam, oare care o să ne muște acum? Asta și la ducere și la întoarcere. Ce să mai spun? Sigur că marii noștri actori care sunt astăzi în sală. Anunța. Sigur că și ei au înțeles totul. Nici n-a trebuit să le dau explicații. Adică eu cred că acest film, într-un fel, a corespuns subconștientului colectiv al românilor din clipa aceea. Adică faptul că toți trebuiau să umble mascați, să spună minciuni și să se prefacă că totul e bine și să se pună la dispoziția potentaților regimului și să lucreze pentru potentații regimului ca să supraviețuiască, să-și țină copiii. Și atunci tot